Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Slime Rancher alături de slime-urile mele minunate. Ce mai e și asta? Habar nu am. Prima dată ne uităm să vedem dacă toată lumea are mâncare. Mamă, câte fructe au ăștia aici. Ok, cam da, au toți multă mâncare. Chestia e că nouă ne trebuie niște fructe. Cam aici șmecheria. Hai să ne băgăm la culcare. Să vină dimineața, avem pe Starmail aici. Cine o citește toate astea? Adică, pe bune. Serios? Eu personal nu. Sleep until morning. Bun, a venit și dimineața și este timpul să strângem noi niște fructe. Nu știu exact de câte fructe o să am nevoie. Cred că o să mai fur câteva de la slime-uri sau cum să fac. Nu prea știu. Oh, avem foarte multe aici. Nu știu câte o să mănânce slime-ul ăla uriaș. Asta e chestia. În primul rând, ăștia se descurcă, adică au foarte multă mâncare. Ăștia au... Hai să luăm morcovii ca să le dăm. Știu că parcă aveam foarte mulți morcovi, nu mai știu dacă i-am luat pe toți. Ia stați puțin, că erau aici. O grămadă. Și nu mă țin minte dacă i-am colectat sau nu. Da. Încă sunt o grămadă. De asemenea, avem găinile alea, care am înțeles eu că găinile se înmulțesc, numai că se înmulțesc până la o limită. Adică... Găinile astea vor face niște copii micuți. Dar văd că nu au făcut, nu știu de ce. Am văzut că au făcut în partea cealaltă. Dar probabil au crescut. Chestia e că dacă sunt prea multe găini în același loc. Oh my god, câți morcovi avem. Dacă sunt prea multe găini în același loc, nu vor face puiuți de aia mici. Puiuți, sună bine? Abar n-am, hai să dăm morcovii și să ne ducem la slime-ul ăla gigantic. Ok, nu v-am zis ce se întâmplă în episodul de astăzi. Poate nici măcar nu v-ați uitat la episodul anterior și vă întrebați, bă, cine va face asta. Ok, păi, noi încă explorăm zona de deșert. Adică, oh my god, câți morcovi avem. 100. Nu înțeleg ce vrei mai mult de ta. Uite și aici, 2. Au, pot să plec de aici și să nu mai întorc, au destulă mâncare. Bun, haideți să vă arăt. Deci pe noi ne interesează zona de deșert care este aici. Acum, zona de deșert este foarte mare. Noi încă nu am reușit să o explorăm pe toată și în zona de deșert sunt niște slime-uri de alea Gordo. Gordo este slime-ul mare și grăsan căruia trebuie să-i dai o cantitate mai mare de mâncare și sunt foarte multe slime-uri Gordo acolo, pentru fiecare slime nou. Acum dacă mă întrebați pe mine, nu mai știu la ce slime Gordo am hrănit noi, însă știu că am rămas la ăla Mov. Îl cheamă ceva cu L, parcă. Am rămas la ăla Mov și ăla Mov vrea fructe. Și după aia mi se pare că mai sunt încă doi după ăla Mov sau ceva de genul. L-am hrănit pe unul galben, parcă să nu mai știu ce culoare era, care mânca na, carne și noi nu prea creștem așa multă carne. M-am chinuit eu puțin să fac rost de multe găini, dar a fost ok până la urmă. Și am ajuns noi în zona de deșert. Acum aici, noi data trecută, am tot activat niște chestii de alea ca să apară slime-ul și pe aici, pentru că era complet pustiu. Și vedeți slime-ul acela Mov care zbura pe o tornadă micuță sau ce era? Ăla de acolo, versiunea lui mai mare și grăsană, este fix în partea aceea. Deci vom merge acum la dânsul. Sper că ajung 50 de fructe. Dacă nu, va trebui să ne întoarcem, să mai facem rost. Mi se pare că eu i-am mai dat niște fructe data trecută. De dacă i-am dat data trecută, înseamnă că ajung sigur 50. Oricum, hai să vedem. Nu știu în general ăștia câte mănâncă, 30? Nu cred că mănâncă mai mult de 50, e imposibil. Uite-l cât ăsta e. Nu știu dacă vedeți, dar el și crește cu cât îi dă mâncare. Ești nebun! Zim că ăsta e ultimul. Explodează fix 50! Yes! Ok! Ia să vedem cine e asta. Slime fossil. Ok. Bă, știi ceva? Vrei să vedem ce n-ai mai pe aici? Bă, mi-am mâncat ăștia mâncarea! Nemernicilor, voiam să iau... Ok. Voiam să iau fructele alea noi, dar acum ce să le mai... Uite asta ce e? Ce e asta? E... Cred că le dă... Oh, ok. Ok, ăsta, heartbeat, cred că ar trebui să luăm să plantăm și noi acasă. Zona asta de deșert este într-adevăr destul de mare. Mi s-a părut că era un fruct ciudat, de fapt era o găină. E destul de mare zona de deșert, trebuie să recunosc că am deblocat o cheie data trecută, ați văzut, adică anineauri. Și aici se deschide ușița. Zic data trecută pentru că pentru voi pe episod e o secundă de aici, știi, tai.
Dar pentru mine e mai mult că mă plimb, mă întorc până acasă, iau fructe, chestii. Wow, 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 wow. Ușor, 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 că ne prăjim. Nu prea mă ajută. Cineva sunt astea? Ei, calmează-te. Ok, avem niște găini pe aici. Zona asta de foc de obicei se oprește. Oh, văd o altă ușiță acolo. Avem de explorat, băieți. Ia să vedem unde suntem. Oh my god, oare ce e aici? Sau de aici venim? De aici venim sau de aici venim? Nu știu. Trebuie să am grijă să nu cad pentru că îmi pierd morcovii. Oh, uite una acolo. Hai să vedem dacă nimerim. Bine tu, Rafael. Și văzusem una. Uite-mă aici. Era să mă păcălească nebuna. Ok, și ar trebui să mai fie pe aici una. E foarte mare zona, nu înțeleg pe unde sunt, adică, nu știu, mă cam pierd. Asta ce mai zice? Quite a sight to gaze upon the sand sea out there, no? I've scored every corner of the desert. Ok. Zona aia nu știu unde duce. Oh. Nimenim? Haide? Bine, mă. Ok, și acum ne-a deblocat ceva apă aici și putem noi să udăm treburile acestea. Să vedem, nimeresc. Nu știu dacă apar alte slime-uri, cred că sunt tot alea. Nu cred că e nimic nou. Acum trebuie să le văd locațiile. Deci una e aici. Câteva de alea verzi, cred că sunt tot aceleași slime-uri. Dar uite, acolo era o piscină, cred că și aici va fi una. Uite, o văd acolo. Ok. Și cică. Mai e una în direcția asta, dar nu știu dacă nimeresc. Haide-i, Rafael. Aia e, mă. Și chestia e că mai sunt două zone de-astea pe care nu le putem debloca pentru că n-am o cheie să deschid ușa aia. Dar nu știu dacă e nevoie neapărat să pornesc toate astea. Nu sunt foarte sigur. Dar fiecare zonă ne dă aceleași slime-uri, deci nu e nimic nou. Nu mai înțelegeți nimic și nici nu cred că știți cum am ajuns aici pentru că nici eu nu știu pe unde sunt. Dar pot să vă arăt pe harta dacă sunteți curioși. Da. Am fost noi în zona asta, am pornit o adineauri și m-am cățărat pe aici, sus de tot la balcon, ca să dau de frumușelul acesta. Acum nu știu cât de mult mănâncă el, sper că 50 îi ajung, pentru că la ăsta, față de celălalt, știu că nu i-am mai dat mâncare înainte. Deci, sper că 50 îi ajung. Uh-oh, da, cred că 50, vedeți cum face? Explodează! Wow, ok, hai să spargem astea puțin mai încolo. Ce e fructul ăsta? Pickled pear. Ok. Aici, mecheria. Niște bănuți, uite, ok. Am, n-am greșit când v-am zis adineauri. Știți că v-am zis adineauri că am greșit ușa? Nu, nu am greșit ușa, a fost bună ușa pentru că am mai primit ok acum. Și o putem lua ușița aceea. Ce sunt toate astea? Royal jelly. The king of all jellies, that is until you meet the queen. Nu înțeleg ce sunt toate chestiile. Ce e asta? E cartof, ce naiba e? Buzz wax can be used to make a great scented candle if you enjoy the smell of the bee. Ok, nu prea ne interesează. Nu e nimic de plantat decât acel pickled pear. Un fruct nou, interesant, o să-l plantăm la noi acasă. Drumul ăsta nu știu unde duce. Acum ne permite să deschidem ușița, pentru că fără ușița asta nu putem să udăm și prostiile astea de pe aici. Chiar dacă aș fi vrut să folosesc cheia în altă parte, pentru că pe harta asta sunt foarte multe scurtături, mai ales este o scurtătură aici la portal, pe unde intri în zona asta, pe care eu nu am și trebuie să merg pe jos toată zona asta, destul de enervant. Dar trebuie să mai deblocăm niște scurtături, cam aia, să mai facem rost de niște chei, pentru că sunt importante pentru scurtături. Module Heart MK2, ne-a deblocat ceva nou. Și aici avem o nouă zonă, interesant, interesant. De fapt nu cred că e o nouă zonă. E zona pe care o aveam deblocată deja, numai că e o scurtătură, cred. Luăm apă de aici, dar nu cred că știu drumul înapoi.
Unde mă urc la, înapoi sus, e întrebarea. Stai că mă bate. Da, nu cred că am timp. 17 secunde. Mi se pare că astea trebuie să le udăm pe rând. Sau nu știu dacă e doar una aici. Sau sunt mai multe. Ok, deci am deblocat și zona aceasta. Nu știu dacă primesc un achievement când le fac pe toate. Dar deșertul tocmai ce a reînviat. Oh, uite-l pe ăla cu bănuțul. Unde? L-am auzit. Asta e. Mi se pare că trebuie să-i dai ceva de mâncare. Nu mai știu ce. Bă, nebunule, nu voiam să mănânci tu asta. Și-ți dă niște bani, dar oricum noi avem destui bani. Am grijă să nu cădem în asta, că pierdem toate itemele. Aici e, de fapt, ultima zonă, că mă tot chinuiam să o găsesc, dar harta asta chiar ajută. Deci e o idee bună că au implementat harta, fix aici. Hai să vedem. Chestia e că eu nu mi-am luat foarte multe mozaic, prostii de-astea cu mozaic, așa că va trebui să zbor și să le arunc direct în fața lor. Pentru că dacă ratez, n-am foarte multe, înțelegeți? Ok, trebuie să avem mare grijă să nu cădem acolo. Aici nu știu dacă mai sunt altele. Nu cred. Wow, ce e acolo? Interesant, deci e una sus, una jos? Stai să vedem. Oricum trebuie să mă întorc aici sus cumva. Acolo e fântâna, probabil. Corect. Și ultima bucată unde? Aici sus. Aha, bun. Trebuie să mă asigur că am mereu stamina aici, pentru că nu vreau să cad în apă și să pierd tot. Bun, acum o să trag direct de acolo. Și nu cred că e nicio zonă de-aia uscată aici, decât sus de tot, unde ne-am uitat noi adineauri. Fac o dată aici, era să cad în găurice. Și încă una aici. Și cred că mai e încă una, nu sunt foarte sigur. Dar totul prinde viață, băieți. A, uitați ce frumos. Asta e puțin mai departe. Nu sunt sigur dacă o să reușesc să ajung din prima. Trebuie să sărim peste. Drept în față. Și undeva la dreapta, cred. Uită-mă. Am mai avut 10 secunde. Și cred eu că astea sunt oficial toate. Nu sunt foarte sigur. Cred că le-am nimerit pe toate. Dar văd că n-am primit niciun achievement, nimic. Dar cred eu că le-am nimerit pe toate. Acum sunt curios ce ne-o fi aici. Aici e periculoasă treaba, că sunt găuri în pământ. Trebuie să fiu atent, că dacă o să cad pe aici și pierd tot, mă supăr. Și încep să plâng, văd că e o altă zonă. Oh, e un portal acolo. Ok. Niște găini. Așa. Oh, ăsta l-am activat deja, corect. Dar care e faza cu portalul? Au luat foc astea pe aici. Nu prea îmi place când ia totul foc, nu prea se mai vede. Dar în fine. Ia să vedem. Two doors, Beatrix. Life is filled with moments where there's two doors and you can only choose one. I came to the far, far range because I search for the unknown. This place is my ticket to go even further. Stai puțin, că văd că e ușa deschisă. Ok, ai metora. Am înțeles, povești, chestii, trestii. Da, dar ambele uși duc în același loc, ce naiba. Bun, care-i faza cu locul ăsta? Povestește cineva care a plecat. A fost pe pământul ăsta pe unde am fost și noi și a plecat. Oh, ce e chestia asta? Doors like these, but I didn't go. I had packed for a new adventure, but it wasn't going to be beyond space and time. So I said a little goodbye to what could have been headed to Thora's Ranch. Never known anything like it, okay. Presupun că nu înțelegem povestea dacă nu le-am citit pe toate în ordine sau ceva de genul. Păi și asta e tot? Nu e niciun portal malefic, ceva? What the fuck? Poate trebuie activat cumva, naiba știe.
Puțin dezamăgitor, adică nu știu, mă așteptam să fie un portal uriaș sau ceva. Hai să activăm aia din față, poate ajută. Ha. Poate trebuie activat asta. Ia. Yeah. Păi și care-i faza, că ajungem în același loc. Da, nu se întâmplă nimic. Poate trebuie ambele deschise? Habar n-am, dar ăsta pare ca un portal, adică uitați-vă și voi. Nu știu ce să zic. Dacă are cineva vreo sugestie, puteți să lăsați în comentarii. Acum, noi trebuie să ne întoarcem acasă, știți, mă întorc mai aici. Păi bune, vrea să mă întorc? Ok. De obicei era un portal pentru noi sau ceva, dar văd că acum nu mai e. E o zonă foarte încurcată asta de deșert. Abia am reușit să ajung în mijloc. Însă cam aceasta a fost zona, presupun. A fost un singur gordo de la mare pe care trebuie să-l mai hrănim. Mi s-a părut că mai sunt doi, nu unu. Dar nu știu, cred că am completat toată zona de deșert. Nu știu sigur dacă am atat ceva, nu cred. Pentru că am luat și achievement-ul. Dar asta a fost zona de deșert. Adică hai acasă să vedem ce s-a mai întâmplat. While you were away. Achievement. Nu știu ce s-a întâmplat, ci că trebuie să te întorci acasă și ai primit ultimul mail. Hi Bea, do you remember New Year's Eve when we were looking for that party? When we were wandering around the city, lost I got... Interesant, jocul are și o poveste, numai că noi nu ne-am implicat în povestea asta încât nu știu ce se întâmplă. Nu știu cine e Casey, m-a interesat doar jocul pe mine. În fine, hai să mergem să ne culcăm. De fapt, da, hai să mergem să ne culcăm. Sleep until morning. While you were away. Interesant. Hai să vedem. În primul și în primul rând. Aș vrea să mai plantăm. Hai să vindem astea. Aș vrea să mai plantăm fructele astea noi. Avem un fruct nou. Fructele, fructul. Vă arăt imediat despre ce vorbesc. Fiți atenți. Noi aici avem sequestrați. Am sequestrat niște slime-uri. Undeva scap eu de slime-urile astea. Astea nu au mai fost rănite de când mama și pământul. Și, nu știu, nu am pățit nimic. Demolish. Hai să distrugem asta. Și dacă fac eu un incinerat. Ia stai puțin. Vino înapoi. Vreau să încerc ceva. Pot să le arunc direct în foc? Oare? Nu știu dacă a mai scăpat vreunul. Ha, uite-l aici. Era încoace. Ia uite-l și pe ăla. E bine că n-am combinat slime-urile astea, că pot să le iau repede. Le pot arunca în incinerator. Oh my god, deci pentru asta era incinerator. Interesant. Ok. Vreau să facem aici. Demolăm. Și facem un... Facem garden. Și punem asta. Să vedem ce se întâmplă. Aruncăm una la mișto. Luăm asta. Sprinkler. Și atât. Și o să avem fructe noi. De asemenea, aici avem ceva veggies. Care nu-mi vine cum în minte. Dă-i încoace. Bă, stai încă mai în viață, nemernicu. Ne-a scăpat unul, băieți. Unde ești, boss? Vino încoace. Hai că-l aruncăm pe apă. Aba n-am dacă o să le placă mâncarea asta. Heartbeat. Este sfeclă, dacă nu mă înșel. Ia să vedem, mănâncă careva? Mâncați, mă, nemernicilor? Nu știu, cred că o să le înlocuiesc... Cred că o să le înlocuiesc morcovii cu sfecla, pentru că cred eu că ne dau mai mulți bani dacă îi hrănim cu sfecla în loc de morcovi, pentru că e mai avansată. Asta nu știu ce naiba e Royal Jelly. O să-l aruncăm pe aici. Bun, ne-a rămas foarte multă sfecla, nu știu ce să fac cu ea acum, din păcate. Văd că avem și niște fructe. O să înlocuim de asemenea fructele. Copaci ăștia. Cu fructul ăla nou. Dar mi se pare că și mango e fruct avansat, cum ar veni, adică nu îl găsești așa ușor. Hai să-i umplem cu mâncare, că altceva n-avem ce face. Ok, și ăștia cred că mai au mâncare. Mai avem noi un copacel fix aici. Bă, dar avem la fructe. Eu am crescut atât de multe ca să hrănesc aia grăsani. Oricum, mai avem câteva chei de deblocat. Cred că o să facem asta în episodul viitor. O să hrănim și ceilalți gordo care vreau să... Că știu că nu i-am hrănit pe toți. Adică aia din zona de deșert, într-adevăr, i-am hrănit pe toți.
Dar mai sunt aia normali din zona asta. De asemenea, ce vreau în episodul viitor să facem este să deblocăm toate zonele astea, să arate frumos. Acum hai să colectăm și noi niște bănuți, pentru că nu știu, hai să punem, fiți atenți, ne întoarcem și aruncăm toată sfecla asta. O aruncăm înapoi. Zic, ia sfecla înapoi, ca să nu cal eu cu mine în inventar, și o luăm după aia, după ce crește aici. Aici crește sfecla, aici e copăcelul. Perfect. Și hai să facem niște bănuți, pentru că aude ce se întâmplă aici. Avem 10.000, da? Eu le mai las în general cam câte 10 bucățele în interior, dar văd că nici nu pot să le iau pe toate. Ne punem acum să vindem tot. Deci din 10.000 câți bani facem? Asta mi se pare că e cea mai scumpă pe care am vândut-o noi acum. Da, e 85. Oa, bă, cât băgăm aici. Păi bune, destul de mult. 20.000. Și încă mai avem. Văd că slime-urile astea n-au făcut chiar de multă mâncare. Poate să mai bag câteva aici. Iarăși vindem tot. Hai că facem vreo 40.000. Mănâncă ăsta aici de se satură. Și încă mai avem, dacă vine să credeți. Și nici nu avem chiar așa multe slime-uri. Măcar acum ce să, ai ce să faci cu banii, pentru că înainte nu prea aveai. Adică upgradăm asta. Înainte chiar n-aveai ce să faci cu banii. Vreau să le las la fiecare cam câte 10. Deci ne-am ales cam cu 50.000 total. Doar din slime-urile acelea. Acum, noi mai avem zone. Ia stați puțin, că vreau să mai upgradez aici. 10.000. Deși arată ce ne dă. Vanguard Chroma, Willow Chroma, Slime Trophy 1. Ok. Asta de 20.000 nu, momentan nu, că nu vreau să rămânem chiar fără bănuți. Vreau să upgradăm Treasure Cracker. Allow you to bypass the locks on the basic treasure pods. Ok. MK nu știu ce, avem mai multă viață, dar nu prea ne trebuie viața nouă în general. Mai avem zona aceasta aici, nu uitați. Noi acum mult timp, când continuăm cu seria aceasta, voiam să ne ocupăm de acest laborator. Mai avem 4 sloturi aici, foarte frumos. Și avem un întreg laborator aici. Nu am apucat să ne jucăm cu laboratorul acesta datorită faptului că s-au lansat multe update-uri, corect? Și am zis, bă, stai puțin, hai să încercăm nou update și lăsăm la final chestia cu laboratorul la Sociovii. Acum vreau să văd cine e asta. Beach Ball Rubber Ducky. Avem o... What the hell? Cine vrea să se joace cu rățușca? Bă, ăștia-o spart rățușca. Uite-o. S-au strâns toți până la jucărie. Oh my god, în episodul viitor o să le dăm la toți câte o jucărie, pentru că și ei ne oferă nouă bănuți, așa că și noi le dăm să se distreze. În mare parte au mâncare foarte multă. Se descurcă bine. Când mai trebuie niște morcovi. Mamă, ce e aici, ești nebun? Hai să ne asigurăm că au și ăștia mâncarea full, full, full. Lăsăm o dată aici așa. Și punem restul și pe aici. E destul de tare seria de Subnautica, doamne, de Slime Rancher. Chiar îmi face plăcere să joc, adică chiar distractiv jocul ăsta, ești nebun. Avem un trofeu, ăsta l-am cumpărat, bun. Sper că v-a plăcut episodul. În episodul viitor v-am spus că o să căutăm să deblocăm toate zonele acestea. O să mai cumpărăm niște jucării, mai vedem ce putem, ce slime-uri mai combinăm, ce fructe mai facem. Avem chestii de făcut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!